Ce mai aveți de povestit, doamnă? Că a zis să înregistrăm. Da, eu vă salut. Păi v-am trimis fotografii despre felul cum nu este protejată mobila din primăria Burlacu și s-ar numi interviul nostru primărie europeană și nu statul european. Dacă vedeți, de câteva zile încoace, eu filmez cum totuși se desfășoară reparații în primăria Burlacu. Vedeți că v-am trimis și o fotografie, deci cu un banner, pe acel banner este scris reparații edificiului primăriei din satul Burlacu la suma de 209.734,93 de leuți. Începutul reparației la 12 septembrie 2023, sfârșitul în ziua de șampanie 31.12.2023. Nu știu ce și-a scris termenul de executare a lucrărilor, 2 luni. Dar până în decembrie sunt ca aproape 4 luni. Septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. Ei, eu o să o mai delungească până să o mai usca pereți. Vreau să vă zic, pereți așează un sloi gros din, de amestecuri de acestea. De praf. Și el până în decembrie poate să nu se usuci și o să mușegaiască din nou pereți și iară să plângă că îi mușegai la dânsele. Și apropo, astăzi i-am făcut observații paznicului, care nu era, prima parte nici nu a fost, am întrebat primarul unde, o să din cont propriu, dar nu-i mai înțelegi. Și apropo, să vedeți ce o să facă ei, o scos mobila din timpul orilor de lucru și când a să o așeze, tot din timpul orilor de lucru o să fie, dar lumea că nu înțelege când o să așeze, cum o să așeze. Plus la asta, mobila, ați văzut mobila în holul primăriei, care nu e protejată, nu e securizată, și încă în holul oficiului, eu până astăzi n-am intrat la oficiul de poștă și când am văzut acea mobilă expusă cu fața spre trecători și am văzut încă și am fotografiat și v-am trimis și am scris acolo chiar și câți cifre, 23, 20. Și ce înseamnă 23-20? E pur și simplu, eu am vrut să scriu 20 luna a noua și mai departe mă gândeam că nu o să vadă în cadru și am scris și eu pur și simplu anul 23. Ah, 2020. Da, da, adică am scris așa doar niște cifre, dar vă zic că mobila care am văzut-o era și zgâriată, dar oare n-au putut să o întoarcă cu fața spre perete, astfel să fie securizată? Asta nu s-o... Mare școală trebuie, multe Dar ați fost universități. de atâtea ori pe acolo, am văzut video cum se arată deranjați, de ce nu le-ați zis de asta? Păi eu n-am Că am văzut văzut că vă când... ascultă. Dacă le-ați spus să învelească ușele, le-au învelit, le-ați zis să astupe pervazurile, le-au astupat, sau cum era cu pervazurile, că nu le găseați o vreme. Da, 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 le-au găsit. Nu știu cum le-au adus, polițistul îmi spune că le-au găsit, dar cum le-au pus în bieș în subsolul acela, pentru că acolo e imposibil să intre, că eu v-am trimis niște fotografii cum stau leațurile și cum stau prevazurile acolo în ușă. Pur și simplu, ei le-au adus, au sărit Dar acolo în primarul gaură. a zis că le-au dus la Mata Harman. Da, nu, și primarul și un lucrător de acela, care cred că a să fie amendat și el. Hai, despre asta e mai puțin de vorbit, dar eu vorbesc despre mobila asta care... Mobila din 4 birouri. Nu încap în 2 holuri a primării și a oficiului de poștă. Și scaune... Ați văzut câte scaune stricate și la etajul 2? Da, ele au fost procurate practic acum 2-3 ani în urmă. Și adică acum când se așează pe podele că am și devizul de... Of, Doamne, caietul de sarcini și uși confecționate. A, va fi pe of, cum îi spune, laminat. Apoi laminatul și ala, eu am văzut la Cahul zilele este, sunt ros. Tot de la, da, plăcile și alea din linoleum. Din 82, de când eu am început a lucra la primărie, atunci când am început, când eu am prim debutul meu în activitatea. Până astăzi nu au fost roase, că bine, acele erau, că erau puternici, erau tranci la ruși. Dar acum să vedeți ce o să fie. Dar plus la aceasta, că ei nici nu au, erau geamurile închise astăzi, dar deschideți-le, de ce ați închis voi dacă ei nu plecați la hram? 2 zile nu vor fi, vineri o să vină, cine știe, vineri sau când o să lucrezi, vineri și sâmbătă. După, eu vreau să vă zic, atâta mobilă care a fost procurată fără acordul sătenilor de banii din bugetul primăriei. Deci nimeni nu știe când se casează, când se
Pisuiește, da? Ei, mă, ta știi mai bine că ai fost secretar în timp sovietic și încă învățătoare de rusă, deci știi mai bine cum se zice cu limba rusificată. Eu știu că se casează, așa zice Se casează sau se limba română. rebutează. Deci noi nu știm. Și practic dacă aceste scaune care ele sunt fără un piciorul sau fără o roțicică, până la urma urmei, acolo se poate disuda ceva cât e gura la o cană din fer. Eu așa zic, la când nimeni nu-ți mai uită și ei la călcâile, la talpa, la talpa acestui scaun, ca ele vor încă scaune noi. Păi cum să nu te doară inima, bre? Eu nu știu cum să vă zic. Oameni buni, haideți să ne doară inima de copii, uitați-vă ce postări frumoase unde se vorbește despre inovarea gimnaziilor, grădiniților, da, aici dor, dor de primărie, Dar dor eu de cred că primărie. rotița asta poate fi înlocuită, nu schimb tot scaunul pentru că s-a ros o rotiță. Nu, ele vor mobilier nou, ce să mai zicem? Costă o grămadă un astfel de scaun cu 6 picioare sau câte Dar acolo. lăsați că și ușile, uitați-vă, ușa e de 260 de mii. Ușa e de 260 de mii și astea care sunt, pragurile Cum deja sunt. 260 de mii? E 2650 de. 200 de mii am văzut că e toată reparația, așa arăta Am greșit. poza aceea, da. 2000, 2650 costul unei uși. Și total pentru uși, aici e prevăzut 11.130 pentru uși, costul ușilor. Și ușile cele care sunt deja instalate, deci măcar nici n-au fost protejate, ții consol rău de acasă. Să fi aruncat fiște de pragul acela, ca să nu vibreze așa de tare. Ai văzut acolo când eu am filmat cum, ce vibrații avea furtunul cel pe care se transporta betonul. Adică trebuie câte universități, câte școli ca să te doară inima de bunul primăriei care ai făcut recent acum și deci ai făcut așa drept pe dos. Acum 2 ani, în 2022 a terminat reparația, o schimbat reparația asta de 155.626 și acum acolo peste pupăză o mai venit încă, dar nu, oare nu-i rușinos lucrul ăsta? Oare nu-i deloc rușinos? Așa? Nu se putea banii ăștia 450.000 care le-a dat statul ca să nu modifice, să-l aducă de la. De a făcut 380 de bis, pe urmă, când am mai făcut eu gălăjie, l-au mai micșorat și l-au ajuns la 209.000. Se vede că obrazul le-a zgâriet obrazul. O Dar de treime ce? din bugetul redus. Da, dar de ce să nu folosești tu banii ăștia ca să nu îi învoși că directorul nu a dovedit, că directorul nu a făcut, că nu a avut. Uitați-vă primăriile care au luat toți banii i-au luat pentru panouri fotovoltaice. Dar aici ce au făcut? Și uitați-vă cât distrug din mobila asta, cât se distruge. Dusă, transportată. Dăună se era miră de băieții ăștia. Ei trebuiau să o transporte, să o duc în holul oficiului de poștă. Și lăsat așa ca să o. Asta ce? Nu-i bătaie de joc. E evidentă bătaie de joc. Dacă se gândea primarul și consilierii care conștientizează, acum ei conștientizează pentru ce au ridicat mâna. Acum se le spune lor sătenii ce au făcut cu copiii, cu viitorul copiilor. Dar eu nu înțeleg cum are primarul, nu l-ar fi durut inima de mobilă asta care este, ca el așa să manifeste o irresponsabilitate. Radiatoarele astea care sunt de model nou european, europenii care nu scoase din coridor, sunt lăsate așa, chiar acolo ele se colbăiesc binișor printre gofrile cele care le au ei acolo înăuntru. Dar astea care le-am depistat eu când ei deja zgura și ei adică erau bătute cu zgura și cu resturi de la pereții care eu jertfelit ei, asta trebuia să vin eu, trebuia să filmez, trebuia să mă îmbrâncească primarul, trebuia să producă leziuni corporale. Oare asta e eu. Cum leziuni corporale? Aveți Așa așa cum? incident? Da, așa au fost, că tot ce a fost filmat. Asta e deja altă latură, dar eu vreau să zic că, deci, trebuiește să fie foarte, să se securizeze, pentru că uitați-vă, până la 31 decembrie, mobila riscă să fie acolo în holul oficiului de poștă. Că aici e scris, până la 31 decembrie, atunci o să fie deschiderea șampaniei. Cine poartă responsabilitatea? Acum lumea e la cules.
De acolo, între diferite lumi, de unde sunt trase unul străin. Bine, eu poate, Doamne, nici nu Instituție trebuie să mă... publică, e primărie, dar și șantier. Are acum două calități clădirea aceea. Dar eu vorbesc Șantierul despre... trebuie să fie izolat, închis, pentru că e pericol de electrocutare, de friz, să frigă, să strice construcția și tot așa. Dar e și instituție publică. Nu. Adică am văzut acolo un dispozitiv de ăsta care taie fierul, era lăsat jos. În fine, dar cablurile și ele și acum sunt, pentru că au lumină la primul, la doilea etaj, lumina au și de acolo și-au luat un cablu, un fir, care iarăși nu-i securizat, se duce până la o priză și ei se folosesc. Acolo pipi tot, e numai cabluri, numai firii, numai... Și deci, asta e, dar nimeni nu realizează. Eu sunt cea mai vocală, cea mai rea de gură, cea care scot la iveală. Pretenz eu cea care vorbesc de rău satul, nu vorbesc de bine. Dar faceți un lucru ca să fie făcut bun pentru stat, dar nu pentru o primărie europeană. Trebuiește, uitați-vă la Hulurești de sus, vorbește un primar care două turnuri de apă și sondă, și o fântână forată, tot satul, vreo 200 sau 700, o să vă uitați că tot am mai postat, tot satul aprovizionat cu apă, dar la noi nu-i problema apei încă rezolvată. Dacă eu mai depun încă o plângere, pentru că el, intenționat, primarul Munteanu Mihai, a oprit o stradă dintr-un bazin, a oprit apa și lumea uitează din luna lui aprilie nu au apă, Oleg, care spuneam eu, aripa aceea, Salucioara și al de Vale Lilica, al de Tatiana Damaschin, care Dilepski încolo ieșirii spre Țărâncuța. Ei nu au apă. Zici, de acum noi nu mai vrem să ne mai ducem, zici, în timp culesului, nu avem când să ne ducem, să ne certăm sau să ne promită marea și sarea. Și eu zguralivă. Și apropo, din materialele astea care să fie casate, câte lucruri bune se poate de reutilat, suporturi pentru flori sau... Deci eu chiar mă Dar ce ar îndemn, putea să îndemn. facă? Să le folosească tot la primărie sau să facă o licitație și le vândă în sat? Sau Dar să le doneze undeva, la casa de cultură, la grădiniță, la spital, la instituțiile primăriei? S-ar putea și așa, adică sunt care despanate deja, desasamblate, care, deci eu așa văd, ca să fie totul transparent, dar nu toate pe mișmașuri, prin ascunzișuri, prin, și plus la asta să închidă ochii, du-te de aici, nu umbla pe aici, nu vine pe aici. Păi, dar cine nu vine? O să vină cei care pleacă, care lumea e ocupată la cules, la strâns roadei? Da, dacă Prin nu așa. vine un consilier local, cine altul să mai vină? Poate să vină orice cetățean, dar cum e șantier, e mai greu de accesat. Când consilierul local are voie să intre și la șantier, că e ales al poporului. Nu s-a leasă, eu sunt zero, nu s-a leasă, nu s-a leasă. Eu asta vreau să zic, pe chiar și nici secretara, nici, dar nimeni nu și-au securizat, nici mobila de care s-au folosit. N-au aruncat măcar ceva mai vechi de acasă care putea să fie. Și despre asta am vorbit. Și de ce eu nu puteam să postez toate aceste videouri, toate fotografiile, le postați dumneavoastră și ca să înțeleagă și cei care îmi scriu. Apropo, au apărut și persoane care până acum au tăcut, acum au devenit vocale, ba scriu, ba comentează. Nu am de gând pe nimeni să jignesc, nici să insult, doar vreau ca lumea să înțeleagă pentru ce erau buni acești 450.000 de lei. Suma totală care a dat-o statul, care a oferit-o statul, ca să nu o ciopărțească de la 450 să ajungă la 200.000 de lei, ca noi să ne facem gigiene și primărie europeană și să fie vi plac Cuscului, Cuscul a venit și au zis că și primărie aveți, e urâtă. Dar ce o să aveți acolo două cabine de WC-ul cu o singură intrare? Este o singură cabină de WC. De unde ne-a luat mătat două? Mă uit pe video. A, aceea e chiuvetă, da. E o chiuvetă și o cabină, da. Mi-a Da, apărut și că sunt de. două WC-uri și. Da, e chiuvetă și WC-ul și pe WC-ul și ala. Pe WC-ul acela ei au tras cu un furtun care nu trecea apă, ori era bătut cu beton. Nu știu că eu i-am văzut chiar cum asta au luat apă de acolo, de la WC-ul. Plus, vă spuneam despre vibrația aceea atât de puternică a acelui furtun de beton.
În schimb, văd că au pus deja peliculă pe calorifere după ce le-ați făcut Da. observații. Da, dar ele din tăi sunt bătute cu zgură de ce ești prin gofra Da, și când ea. au dezbătut vopseaua, tencuiala, ce au mai De, dezbătut ei, s-a făcut auzi? nori de praf. Dar inițial ei au dat din tăi tapetele și că după ce le-au rost și era rumeguș din tapetele astea. Asta eu am văzut, am fotografiat. Oare Se trebuia bagă în eu să... calorifere și după aceea o să vă intri în plămâni la cei care o să lucrați în primărie sau care o să vizitați primăria. Ei, mai scurt. Dar trebuia lucrurile să de făcut până spune, până, deci, dacă așa ai vrut-o, trebuie și ușile, până la urmă, acele care sunt noi nouți acum mai de 2 ani, o trebuie să fie scoase din, și date într-o parte. Nu s-a putut? Să înțeleagă lumea. Încă o dată, repet, puteți, nu știu cum să zic, dar 450 de lei, și 450 de mii erau buni pentru altceva, dar să nu le ce opărțească în 200, 209 lei, 200, 210 mii. Aproape, încă 93 de bani mai sunt acolo în buget. Bun, Și iată. mulțumim pentru relatare, vesel văd că la Burlacu. La unii a început campania electorală, dar dumneavoastră încă nu v-ați lămurit cu banii de la guvern. Și cu apa. Noi nu ne-am lămurit cu apa. Noi nu știm. Lumea nu are apă. Eu vă zic, la noi lumea chiar ți-i milă de deși. Avem un sat atât de muncitori. Noi la secire și la cules roade, la strâns roadei. După strâns roadei începe a lucra în vii. Oamenii, lumea nu are când să vină să boșească și să le promită azi vim, azi facem și nu mai este apă. Vă mulțumesc mult, sănătate și numai bine. Mulțumesc și eu, la revedere! Cam lungușor.